Indiferent de metodologiile sofisticate pe care le putem folosi noi în marketing research, fundamentul cercetării de piață și al înțelegerii consumatorului îl constituie întrebările aplicate prin intermediul departamentului de field din orice companie de cercetare de piață. Acestea reprezintă materia primă a oricărei strategii, a oricărui insight valoros. Adela, șeful departamentului nostru de field, este parte a echipei Reveal Marketing Research încă din prima zi a înființării companiei. Mai exact, este alături de noi de 9 ani. Vă puteți imagina cam câte lucruri extraordinare și câte experiență se acumulează în atâția ani de zile de field, așa cum numim noi zona colectării de date. Ea este totodată adjunct al meu în conducerea companiei, tocmai datorită calităților excepționale din punct de vedere profesional, dar și evident după atâția ani petrecuți împreună și datorită calităților personale și interesului acordat de către noi activității de field. Bună, Adela! Pentru început, spune-ne, de ce ai ales să discutăm aici, în call center-ul firmei? Bună, Marius! Mă bucur să discutăm și să povestesc despre ceea ce fac. În primul rând, am ales să purtăm discuția aici, tocmai pentru că este locul strâns legat de activitatea pe care o desfășor în cadrul acestei firme, și anume departamentul de field. Call center oferă cel mai înalt grad de verificare, iar diferența dintre call center și teren este că în call center poți să fii prezent în fiecare secundă și poți verifica în proporție de 100% întreg procesul. Suntem aici aproape de oameni, team leader-ul îi ascultă, îi ajută, este acolo lângă ei pentru orice este nevoie. Chiar și după atâția ani, încă mi se pare incredibil, așa cum am punctat și într-un vlog anterior, naturalețea oamenilor din call center în momentul în care adresează o întrebare pe un ton ca și cum ar fi prima dată când pun întrebarea respectivă. Chiar dacă ei aplică același chestionar de zeci de ori într-o zi. De unde toată răbdarea asta? Întrebarea pe care de altfel o consider extrem de importantă în meseria asta și care în cercetare se folosește ca filtru cel mai des, dumneavoastră sau vreo rudă de a dumneavoastră lucrează sau ați lucrat în ultimii X ani într-un din următoarele domenii, advertising, la 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 la, de unde atâta răbdare? Indiferent de tipul de proiect menționat mai devreme, trebuie să te asiguri de faptul că trainingul operatorilor și partea de check-in este făcută ca la carte, pentru că aceste două lucruri îți garantează rezultatele corecte. De exemplu, pentru recrutarea respondenților din cercetarea calitativă, noi susținem un training amănunțit cu operatorii, astfel încât aceștia să înțeleagă foarte bine profilul pe care îl căutăm. Aici este foarte important ca participanții nu doar să treacă de întrebările de filtru din ghidul de recrutare. Toți participanții trebuie să fie deschiși, comunicativi și cooperanți. O regulă importantă este ca persoanele invitate să nu se cunoască între ele. Acest lucru le va permite respondenților să discute mult mai ușor și mai complet despre diferite subiecte decât în fața unor persoane pe care ei le cunosc, față de care și-au format deja o imagine și pe care probabil doresc să o mențină. Cumva familiaritatea inhibă. O altă regulă importantă este ca respondenții să nu fie focusiști, cum le spunem noi, adică să participe frecvent la astfel de discuții. Poți să râzi, Marius, dar să știi că sunt persoane pentru care participarea la focus grupuri este ca al doilea job. Noi avem metodele noastre de identificare a focusiștilor. Spre exemplu, după recrutarea potențialilor participanți, echipa noastră de check-in verifică amănunțit respondenții, caută în baza noastră de date după nume, număr de telefon și așa mai departe și rezultă dacă mai participa la studiile noastre. Dacă respondentul a trecut de verificarea cu baza de date, îi aplicăm următoarele întrebări de verificare, dar avem și întrebări de lifestyle, să ne dăm seama dacă el este eligibil și din punct de vedere al personalității. Nu e introvertit, nu e ursuz și așa mai departe. În același timp, atunci când faci field, mai ales în zona calitativă, trebuie să te adaptezi continuu respectând litera metodologiei. Hai să-ți povestesc, Marius, despre un proiect cu adevărat atipic, făcut de noi în zona rurală.
acolo unde, după părerea mea, nu multe agenții se aventurează. Mi-amintesc de un proiect din județul Constanța, în zona rurală. Mi-amintesc că am plecat la drum cu echipa de recrutare, cu moderatorul. Aveam un plan foarte bine pus la punct de la birou. O zi recrutăm respondenții, o zi închiriem o locație în sat, a doua zi ne ținem de focus grup și tot așa până ne atingem targetul. Toate bune și frumoase până am ajuns în satele cu pricina. Oamenii de acolo, Vestu Marius, nu aveau un program fix. Ei erau ba pe câmp, ba în grădină, ba erau prin baruri. Așa că ce era să facem? Ne-am adaptat și noi la fața locului, am mers pe câmp, am abordat oamenii acolo, le-am aplicat ghidul de recrutare și am ținut focus grupul efectiv pe iarbă, pe câmp. Protocolul a însemnat sticle de suc la 2 litri, bere și țigări, pe care le-am luat de la magazinele de acolo. Ăsta era nivelul lor de trai, acestea erau nevoile lor și noi a trebuit să ne adaptăm și să ducem la bun sfârșit proiectul. Uite, o să-ți dau ți-am dat exemplu ăsta ca să înțelegi cât de mare este distanța între percepția pe care o avem noi și felul în care interpretăm niște date statistice despre județul Constanța, de exemplu, și realitatea dură a vieții. Vezi tu, județul Constanța nu e nici de departe, numai o autostradă frumoasă, un restaurant pe malul mării și o înșiruire de cluburi și de baruri. Și la studiile unde nu sunt prezenți continuu coordonatorii de proiect, de exemplu la cele din Ușănușe, cum e? Noi încercăm să avem coordonatori prezenți pe teren la toate proiectele noastre. Pentru chestionarele aplicate door-to-door, coordonatorul, evident că el merge în control, el știe foarte bine ruta operatorilor și merge în urmărire, cum zicem noi. Training-ul operatorilor și check-in-ul sunt făcute fix la același nivel, indiferent de experiența persoanelor care colectează. Există o echipă care se ocupă de check-in-ul chestionarelor, trecând chestionarele prin toate nivelele de verificare. Domne, asta mi-au amintit, dar sunt și unii foarte serioși. Deci să-ți spun, Marius, am plătit un colaborator să-mi înregistreze 2 zile, timp de 4 ore, un post de radio. Omul mi-a trimis înregistrările, toate bune și frumoase. Însă, timp de o săptămână, el tot continua să-mi trimită mail-uri cu înregistrările. El și soldatul japonez care a luptat în Pacific în al doilea război mondial și nu i-a spus, domnule, împăratul, că s-a terminat război, oprește-te, omule. Așa și al meu. El tot înregistra în continuare pentru că eu verbal nu-i spusesem gata până aici. Și doar la începutul proiectului spusesem înscris câte zile durează. De la, ca de obicei, discuțiile și poveștile tale sunt savuroase. Câte cercetări, atâtea experiențe fantastice. Îți mulțumesc că ai ales să le împărtășești cu cei care urmăresc vlogul și abia aștept să văd ce urmează în următorii ani. Marius, te asigur că poveștile frumoase nu se opresc aici. De la birou, sincer, chiar nu poți înțelege terenul. De aceea noi am crescut oameni, majoritatea colegilor noștri au venit la noi din timpul studenției, au crescut alături de noi, au trecut prin toate tipurile de proiecte înainte de a avea o funcție de conducere. Iar noi suntem extrem de bucuroși să-i formăm. Așa că, dacă am o recomandare pentru toți studenții de la sociologie, marketing, statistică, este să nu se lase încântați în timpul facultății și imediat după de diferite meserii aparent mai bănoase ca aceasta și să meargă către o agenție de cercetare de piață, care vor ei, pentru că profesional chiar au ce învăța pentru viitoarea lor meserie. Noi așteptăm cu drag. Așa este. În marketing research, indiferent de poziția pe care lucrezi, cu siguranță cândva ai început de jos, de la aplicarea unui simplu chestionar. Mulțumiri, Adela, și îmi place să te am alături de mine.